Elena Merișoareanu, în lacrimi după ce Benone Sinulescu s-a stins din viață. Artista este îngenuncheată de durere, parcă e un blestem. O altă stea a muzicii populare s-a stins din viață în urmă cu scurt timp. După moartea fulgerătoare a lui Petrică Mâțu Stoian, un alt artist renumit a trecut la cele sfinte. Este vorba de nimeni altul decât Benone Sinulescu, care a decedat la spital în urma unei pneumonii vestea cu tremurătoare a picat ca un trăsnet pentru cei dragi, dar mai ales pentru colegii de preaslă. Elena Merișoreanu este devastată de durere, astfel că a oferit prima reacție despre acest eveniment cumplit. În urmă cu o oră, artistul Benone Sinulescu s-a stins din viață la spitalul unde era internat de mai multe zile. Acesta suferea de o boală grea și anume pneumonie, astfel că i-a cedat corpul. Medicii au încercat tot ce le-a stat în putință, însă, din nefericire, totul a fost în zadar. Elena Merișoreanu este devastată de durere, asta după ce a aflat cumplita veste că Benonesinulescu a murit. Artista și-a găsit cu greu cuvintele, astfel că, printre lacrimi, a mărturisit că nu poate crede că ceea ce audă este adevărat. De asemenea, interpreta de muzică populară a adus numai cuvinte de laudă la adresa regretatului artist, povestind că toată viața lui a fost cu zâmbetul pe buze și un om plin de viață. Cei doi se înțelegeau foarte bine, asta datorită carierei care i-a unit de-a lungul timpului, însă, cu părere de rău, Elena Merișoreanu a declarat că în ultima perioadă nu s-au mai văzut și nici nu am vorbit recent, deoarece nu s-au mai intersectat artista acceptă cu greu că trebuie să vorbească la trecut despre o asemenea stea a muzicii populare, afirmând că deși a murit, el o să rămână mereu o amintire vie datorită zestrei pe care a lăsat-o în acest domeniu. Parca e un blestem în muzica populară. Ni se duc stelele, ni se duc oamenii. Au bucurat milioane de suflete. Era un om plin de viața. Îmi pare rău ca vorbim la trecut, dar ce să zic? nu am mai vorbit recent, nu am avut unde să ne întâlnim. Vreau să spun condoleanțe familiei, mai ales soției, căci el o avea pe ea și el pe ea. El nu a murit. Lasă printre noi o zestră inestimabilă. Dumnezeu să l ierte și să l odihnească în pace. Este o pierdere mensa, a declarat Elena Merișoreanu.